Profesora, doamnelor și domnilor, îl interes public în această seară. Eu, ca moderator al emisiunii, Sorin se află în imposibilitate de a veni, sperăm, doar în această seară, pentru această ediție. De săptămâna cealaltă sperăm să ne întâlnim din nou aici, la Coșteve, în interes public. Evident, invitatul meu permanent, când eu sunt moderator, îl cunoașteți deja, domnul Gheorghe Pecingina. Bună Bună seara! seara! Și invitatul nostru este domnul Andrei Maioreanu. Dacă domnul Gigi Pecingina este invitatul permanent în această formulă, o să-i spun și calitatea politică, prim vicepreședinte al de Gorj, domnul Andrei Maioreanu, vicepreședinte PSD Gorj. Bună seara, doamna Gabriela Madin, bună seara tuturor. Vă mulțumesc pentru invitație, sigur, într-o formulă pe Da, ultima sută de metri este formula de criză, să schimbată. știți. Mi-a plăcut astăzi să-l fi avut pe Gigi Pecingină partener de O discuții să în fiu, promit politică. că o să fiu și De data partener. asta se pare că e doar moderator. Vom Nu, vedea nu, cum nu. moderează, vom vedea ce ieșim. Important este să discutăm cu cărțile pe față, să spunem lucrurile pe nume. Este invitat permanent și dacă mă uit așa pe funcții, prim vicepreședinte, dumneavoastră doar vicepreședinte, Mi s-a roșit cravata cu atâtea laude. cei drept cu state vechi, dumneavoastră, domnule Maioreanu, ați venit pe la noi, pe la Gorj. Vin de foarte multe ori la Gorj, adevărat, la dumneavoastră în ultimul timp nu am prea ajuns. Trebuie să recunosc că Sorin Călugărița de foarte multe ori mi-a lansat invitația pentru a participa la una din emisiunile dumneavoastră. Luni de obicei sunt foarte ocupat în București cu lucrurile pe care le-am legat de compania în care activez de foarte mult timp. Am avut ocazia să fiu astăzi în Gorj, la sfârșit de săptămână, rămân și mâine, vin destul de des, am răspuns invitațiilor dumneavoastră și cu mare drag astăzi la Gorj TV, probabil să discutăm despre subiectele importante ale zilei și, Ale de ce săptămânii. nu, ale săptămânii. Ale Sigur că da, cu mare săptămânii. drag. În această săptămână se anunțau două chestiuni importante, să zic așa, în sfera politică, în sensul că ele ar schimba cumva scena politică, da? Era vorba despre dosarul lui Dian Popescu, președintele domnului invitat permanent Gheorghe Pecingină, care a suferit o amânare, da? Toată lumea s-a aștepta ca astăzi să fie un ultim termen, însă instanța a decis amânarea până pe 11 aprilie, întrucât unul dintre inculpați, respectiv primarul Florin Pavel din Peștișani, a fost în imposibilitate de a se prezenta. Și atunci, pentru a fi audiat, că asta este în fața judecătorului, ultimul cuvânt, da, trebuie spus, au mai amânat cauza până pe 11 aprilie. Al doilea subiect care, de asemenea, vedem ce se va întâmpla cu el, da, dar care trebuie discutat, este suspendarea președintelui Consiliului Județean, domnul Ion Călinoiu. Știm foarte bine că până joi ea trebuie să se producă, întrucât există un termen impus de Agenția Națională de Integritate prin lege. Dacă nu se va întâmpla această suspendare, Ion Călinoiu va rămâne în funcție, însă liberalii anunță contestarea listelor electorale în momentul în care ele vor fi depuse, chiar pe această incompatibilitate. Așadar, astea sunt subiectele de la care, mă rog, vom pleca în această seară. Pe parcurs, cu siguranță, dacă vom avea timp, vom discuta și despre CEO, despre proteste, despre tot ce se întâmplă în acest județ. Haideți să începem cu ceea ce s-a întâmplat astăzi la Înalta Curte, complet de 5, ultima Un nou termen de instanță. judecată, un nou termen de judecată pe care foarte mulți implicați în acest dosar nu și-o mai doreau. Și vreau să vă spun că am purtat discuții cu Dian Popescu chiar săptămâna trecută și se aștepta ca astăzi să fie finalul acestei probleme. Într-un fel sau altul se decide astăzi asupra acestui dosar. Iată, din nefericire, boala
a decis că se mai amână deznodământul încă câteva săptămâni. O să vedem ce se va întâmpla pe 11 aprilie. Cred că 11 aprilie, dacă nu se va mai întâmpla nimic de altă natură, va fi finalul acestui proces. Bun, domnule Pecingină, ăsta este și motivul pentru care ALDE nu și-a anunțat încă candidații cu care vrea să meargă nu, la... Vreau să vă spun că s-a lucrat în această perioadă, am căutat și am identificat candidați și am și selectat, pentru că avem zone unde avem 2-3 potențial candidați și am selectat candidații, dar am considerat ca și formulă de prezentare să-i avem mai întâi pe toate organizațiile și atunci vom ieși într-o conferință de presă așa cum este normal sau mai multe conferințe de presă să-i prezentăm pe zone, pe cum se va decide. Nu ăsta e motivul. Deci la ALDE se lucrează, nu ăsta e motivul pentru care nu au fost prezentați până acum candidații. Bun, și dacă pe 11 aprilie avem, să zicem, o condamnare... O condamnare care să se interzică sau să influențeze cumva viața politică a lui Dian Popescu. Păi și dacă rămâne 5 luni, o influențează sau nu? Nu. Nu influențează. Deci nu orice se va întâmpla în acest dosar nu va influența viața ALDE, dacă îmi permiteți, pentru că sunt doi copreședinți, există organe de conducere, așa cum bine știți, niciun partid. Unde există ALDE fără Dian Popescu? Întreb și eu. A existat și înainte de Dian Popescu, probabil va exista și după Dian Popescu, există și în timpul lui Dian Popescu. Să vedem dacă va mai exista după alegeri. Va exista și după alegeri. Eu sunt convins că va exista. Da, și am să vă spun de ce am făcut remarca aceasta. Din discuțiile pe care le-am avut în teritoriu, sunt convins că va exista și după alegeri, pentru că sperăm să obținem un rezultat bun care va exista aici și după alegeri. Aici e chiar, pentru că cred că de-a lungul timpului ați observat și dumneavoastră și s-a văzut destul de clar că partidele mici au apărut de obicei într-o formulă sau alta special în perioada alegerilor locale și sigur în preajma alegerilor parlamentare, care evident nu au reușit să atingă pragul să intre în Consiliul Județean sau să obțină un procent important la nivelul județelor. Este clar că foarte repede au dispărut de pe scena politică, iar la nivelul alegerilor parlamentare, în general, partidele mici nu au dat piept direct cu alegătorii și sunt câteva cazuri interesante, au reușit să-și formeze grupurile parlamentare ca urmare a legii destul de permisive pentru traseismul parlamentarilor, lege care pentru aleșii locali este clar că nu se aplică. Și tocmai de aceea, fără a fi tendențios sau răutăcios, am spus că poate să continue și evident să își consolideze poziția de partid de centru, centru-stânga, așa cum v-ați poziționat în ultima perioadă, sau centru-dreapta, mă rog, dumneavoastră știți mai bine acest lucru. Am înțeles. Domnul Maioreanu, PSD-ul urmărește acest dosar al liderului ALDE? Nu, personal, eu nu cel puțin, în afară de faptul că urmăresc informațiile care vin din mass media locale. PSD, vorbeam de PSD. Adică încurcă Dian Popescu în această formă? Nu, m-ați întrebat dacă urmărește acest subiect Partidul Social Democrat. Nu, eu n-am simțit că există așa o aplicare foarte puternică peste ce înseamnă dosarul în care este implicat Dian Popescu. În cele din urmă, eu nici nu mi-aș permite să fac foarte multe aprecieri sau să vin cu foarte multe păreri și opinii legate de acest dosar, pentru că vorbim de respectarea legii, vorbim de un dosar despre care eu nu știu absolut nimic, vorbim despre un dosar în care probele sunt cunoscute de cei care au acuzat și de cei care îl apără pe Dian Popescu. Bun, nu știți nimic de acest dosar. Știu doar că este un dosar de corupție, știm că suntem la momentul în care corupția este pusă la zid și pe bună dreptate în România, știm că în condițiile actuale, de cele mai multe ori, DNA-ul într-o formă
de multe ori mai mult sau mai puțin inspirată, începe să facă ordine în ograda partidelor politice și aici este un subiect destul de sensibil. Sigur, sunt situații în care lucrurile se confirmă, adică mai exact probele sunt puternice, sunt situații în care, din păcate, se exagerează. Este un subiect extrem de delicat. Dar în același timp, politicul deține puterea, adică... Nu, politicul există, doamna Gabriela Mladin, există puterea politică, orice partid în România își dorește și își propune acest obiectiv, iar puterea politică are la bază o serie întreagă de elemente corelative, care înseamnă legitimitatea, care este dată evident de votul pe care îl obține fiecare partid, fie că vorbim de alegeri locale, dar în special de alegerile parlamentare, prestigiu și influență, pentru că vorbim de oameni care alcătuiesc un partid sau altul, care evident vin cu un prestigiu și cu influența sub formă de lobby, de a aduce o legislație, pentru că vorbim de legislativ, în așa fel încât lucrurile să meargă bine. Noastră vorbiți doar de legislativ, eu vorbesc de puterea politică în general, da? Puterea pentru că administrativ avem oameni politici puși să conducă aceste instituții și despre această putere vorbeam. Bun, până la urmă, există un concubinaj așa între PSD și ALDE, pentru că se... Nu, există un protocol între PSD și ALDE. Și la Gorj și aș putea... M-ați întrebat ce există. Da. Nu există nici un concubinaj, nu vreau să mă arunc în asemenea situații de acest gen. Eu știu că există, așa cum știți și dumneavoastră, un protocol. Din punctul meu de vedere, încă o dată arată stilul democratic pe care Partidul Social Democrat îl folosește, pentru că discutăm de un protocol care poate fi materializat în funcție de opțiunile fiecărei organizații, fie că vorbim de organizație județeană, așa cum este Partidul Social Democrat la Goj, fie că vorbim de organizație locală, așa cum sunt organizațiile locale de la nivelul celor 70 de localități din județul nostru. Adică el poate fi pus în aplicare și înainte de alegerile electorale sau pur sigur, și simplu după pentru alianțe? Nu, acolo unde există clar o situație în care Partidul Social Democrat cu liderii ALDE dintr-o localitate au o colaborare foarte bună și ajung la concluzia că împreună au posibilitatea să obțină o majoritate confortabilă în Consiliul Local și, evident, să aibă un candidat care să câștige primăria, acest protocol se poate materializa și înaintea alegerilor locale. Sigur, ulterior, materializarea acestui protocol apare și la nivelul Consiliului Județean, dar condiția principală este ca ALDE să intre în Consiliul Județean și, evident, în condițiile în care ai un protocol semnat la nivel central, îl vei folosi doar dacă nu vei avea o majoritate confortabilă. În condițiile în care doamna Gabriela Mladin, și închid această frază, în condițiile în care Partidul Social Democrat la Gorj, și există premize importante în acest sens, își propune ca în 2012 să câștige la nivelul Consiliului Județean o majoritate confortabilă care să ne asigure o majoritate confortabilă, adică din cei 33 de consilieri județeni să încercăm să câștigăm 17 consilieri județeni, în așa fel încât să avem din nou președinția Consiliului Județean și, evident, după aceea putem discuta și cele două funcții de vicepreședinte. Cu cine, domnule Maioreanu, că o să discutăm și despre lista 17 ai PSD-ului? Este un obiectiv. Am înțeles. Este o variantă. Nu, este o variantă de lucru. Avem Nu ne construim vise, ne construim strategii și obiective pe ce avem în teritoriu. Ați văzut foarte clar că noi am prezentat. În teritoriu aveți susținere, da? Dar aveți structuri, dar parcă nici nu e corect ca să vă basați pe susținerea din teritoriu a activului de partid a PSD-ului, da? Și să veniți cu o listă centru. Nu, care să nu fie
reprezentativă, adică, nu știu, îi consultați și pe oamenii aia din teritoriu în momentul dar, în care faceți spun, lista am avut asta? Am avut un precedent în acest sens. Dumneavoastră ați considerat precedent? Că... Da, legat de lista. Ați considerat că ceea ce a prezentat până acum Partidul Social Democrat pe lista de consilieri județeni este absolut nu okay. are, nu este are absolut nu, okay. nu are nicio legătură cu realitatea din, din județ? N-au nicio legătură cu ceea ce se întâmplă, da, în acest județ. Deci sunt oamenii care... Există consilieri județeni, ai dumneavoastră, ai PSD-ului, care nici măcar nu știu pe ce lege funcționează Consiliul Județean. Da, mă îndoiesc. Mă îndoiesc că nu ar... Eu nu mă îndoiesc, dar... Haideți să revenim puțin, dacă îmi permiteți, evident, să revenim puțin la ce înseamnă structura din teritoriu. Structura din teritoriu înseamnă, în primul rând, organizațiile locale și, în egală măsură, doamna Gabriela Mladin, organizația municipiului Târgu Jiu. Da, organizația de la Târgu Jiu este una care întotdeauna extrem a adus voturi foarte, foarte multe. Nu o să-l mai aveți pe Cârciumaru, o să discutăm avem... și această variantă. Vedem dacă ea mai este puternică. Domnule Pecingina, există situații în care acest protocol a funcționat înainte nu. De... Nu și nu ar nu? Fi fair N-ați bătut palma? Adică blaturi, cum le zicem noi, nu. Sensul și asta am și avertizat să... și Dian Popescu și eu și în cadrul organizației și alții, în cadrul organizației județene ALDE. Este normal, și așa cum spunea și Andrei Maioranu, este normal să-ți încerci puterile într-o competiție electorală și după aceea să discuți eventuale majorități. Nu este normal să se întâmple ce s-a întâmplat de-a lungul timpului și o componentă ALDE a trecut prin asemenea, mă rog, bătălii electorale fără să fi fost pe cont propriu. Mă refer aici la PC. Este normal mai întâi să vezi cum stai, să intri într-o bătălie pe propriile picioare și dacă ai valoare să treci pragul electoral, poți să ridici pretenții. Nu este normal să se încheie din punctul meu de vedere, să intri pe listele altui partid politic, pentru că se poate întâmpla ca la centru, la un moment dat, să se dea o altă direcție. Și atunci ce am făcut? O să ne trezim iarăși în situații hilare, cum au fost cele din cadrul USL-ului. Nu știi ce consilier urmează pe lista respectivă, dacă e listă comună. Sunt tot felul de probleme juridice care se pot ridica ulterior. Așa este normal să treci tu prin bătălie, să vezi dacă ai forță și valoare. Și dacă lucrurile astea se confirmă că ai valoare să fii în Consiliul Județean sau în consiliile locale, atunci poți să ridici pretenții pentru un eventual protocol sau protocolul care este în picioare în momentul de față la nivel central. Am înțeles. Domnule Maioranu, vă rog. Vom avea președinte la Consiliul Județean peste câteva zile? Sigur că vom avea. Suspendat. Nu știu, este un dosar, este o hotărâre a anii. Eu nu pot să discut despre lucruri pe care nu le cunosc. Bine, dar ați luat în calcul acolo în interiorul partidului că nu o să mai aveți președinte la Consiliul Județean? Eu știu doar atât, că în momentul în care, știu din lege, evident, și cred că e cel mai important să lucrăm pe lege, că în momentul în care există o hotărâre definitivă, sigur că ea se aplică. Acum, că există un dosar și un proces pe Așa fond, tot nu pe este lege. Datoria mea, ca vicepreședinte al Partidului Social Democrat, să fac o analiză a unui dosar a unui coleg din Partidul Social Democrat. Aici este Agenția Națională de Integritate, care a funcționează făcut... Funcționează tot pe lege. Tot pe lege. Și atunci, cei care sunt... îndrituiți și capabili spune... să vegheze la respectarea legii, vor lua o hotărâre în acest sens. Personal, eu nu pot să mă pronunț sub nicio formă pentru că... Nu vă puteți nu pronunța cunosc. Pe cauză, da? Efectiv. Nu. Pentru că nu sunteți pus să judecați așa ceva. Nici nu însă, este menirea mea aceasta, doamna corect. Gabriela Mladin. Și ar fi caragios din partea mea să mă apuc să discut despre nu. Lucruri pe care nu le cunosc. Bun. Despre dosarul de fond al președintelui Ion Călinoiu, dar ar fi caragios să discutați. Însă, despre o variantă la partid de discuție fără Ion Călinoiu în această funcție, n-ar fi caragios să discutați. Mă gândesc că la acest partid mare și tare pe care... Mare și tare pentru că electoratul ne-a dat legitimitatea de a fi un partid mare și puternic. Vă întruniți acolo și discutați. Mă, ce facem cu Ion Călinoiu? Pentru că iată, avem o situație. Hai să luăm toate variantele în calcul. E posibil să nu mai fie dacă mâine
Gheorghe Paraschivu, prefectul, semnează ordinul de suspendare a lui Ion Călinoiu din funcție, ce se va întâmpla cu Consiliul Județean, unde, iată, din 33 de consilieri județeni, noi vrem 17 alții. Este un obiectiv realizabil și vă spun că există toate premisele să atingem acest obiectiv. Nu discutăm pe scenarii. Personal nu-mi place să discut pe tot felul de ipoteze. N-ați discutat la partid despre acest lucru? Eu vreau să vă spun că nu-mi place să discut pe ipoteze de lucru și mai mult decât atât, de câte ori aud acest dacă mâine s-ar întâmpla, dacă mâine ar avea. Nu, mi se pare o situație... să se întâmple. Nu, și apoi efectiv, să luați... efectiv, discutăm pe ce se întâmplă la momentul respectiv. Păi se întâmplă în momentul respectiv ceva de genul. Există o adresă de la ANI care spune că Ion Călinoiu are probleme, da? Este așa generic spus. Există, pe surse am înțeles și noi, o decizie deja dată de departamentul juridic al prefecturii în care se spune Ion Călinoiu trebuie suspendat. Există tot neoficial o informație cum că actualul prefect nu a semnat acest ordin. În același timp, până joi trebuie să se producă această suspendare. Altfel, se prescrie termenul dat prin lege de către ANI. Bine, da? Acum e de subliniat acest cuvânt, trebuie. Numai dacă sunt îndeplinite condițiile legii. Eu doar atât pot să vă spun. Dacă există clar, se arată clar că legea a fost în acest caz eludată sau nu, atunci e de discutat, dar acest trebuie, nu știu, mi se pare puțin pus în context fără un argument juridic. Fără Ion Călinoiu. Repet, dacă ne trezim, mie nu-mi place să discutăm pe aceste scenarii și ipoteze. Suntem un partid puternic, au fost și vă pot da câteva exemple. Va fi zguduit PSD-ul de o astfel de decizie? Poftiți? Va fi zguduit PSD-ul de o astfel de decizie? Repet, nu vreau să discut pe scenarii și pe ipoteze care ar putea să se întâmple. Dar asta faceți într-un partid. Nu, noi în strategii, momentul... variante, nu, adică asta discutați într-un partid. Vă spun ce discutăm într-un partid. Ce așteptați într-un partid? Să cadă OZN-ul și după ce cade, ziceți, haide să vedem ce facem cu OZN-ul. Eu vă pot spune ce am discutat... Nu vă întrebați, dar dacă o să cadă OZN-ul? Eu vă pot spune ce am discutat și în dimineața aceasta în partid. Eu vă pot spune ce am discutat cu colegii mei la Logrești în partid. N-ați discutat despre Ion Călinoiu. Nu, am discutat despre problemele oamenilor din Logrești. Am discutat despre... Doamna Gabriela Mladin, okay. Poate nu vă vine să credeți, dar sunt probleme curente ale poate oamenilor din acest... Poate vă interzice domnul Călinoiu să discutați. Eu sunt pus și sunt ales pe această funcție de vicepreședinte și de consilier județean, da, ca să mă îngrijesc atât cât îmi permit pârghiile de problemele oamenilor. Acestea sunt lucrurile. Cât despre decizia politică, evident că aceasta va fi luată la nivelul partidului. Dar sunt atât de multe scenarii, atât de multe ipoteze, atât de multe lucruri necunoscute, încât în momentul de față chiar nu putem să discutăm, știți, dacă mâine se va întâmpla, nu știu, pică ce OZN-ul spuneți dumneavoastră, ce faci? Nu ne permite să discutăm dacă se va întâmpla lucrul ăsta. Din punctul meu de vedere, nu va fi un cutremur în PSD, pentru că, așa cum știți, se discută de foarte mult timp despre această variantă și cred că PSD-ul e un partid puternic și are variantele A, B și C de rezervă. Adică lupii tineri, da? Nu știu, că m-au bătrânit de timp. Ați simțit cât de puternic e partidul social? E un partid puternic și are variantele de rezervă. Un cutremur pentru PSD, o eventuală ieșire din scena politică a lui Florin Cârciumaru. Dar pentru Ion Călinoiu există variante, se vorbește foarte mult timp, cred că s-a făcut calcul și sunt pragmatic, inclusiv Ion la valiere, da? Și atunci ar trebui să luăm publicitate ca să ne și auzim ce spunem. Haideți să luăm acum publicitate până rezolvăm această problemă și revenim. Bun, am revenit în interes public, invitat permanent domnul Gheorghe Pecingine, invitatul nostru domnul Andrei Maioreanu. Rămăseseți și v-am întrerupt ideea, domnule Pecingine, vă întrebam dacă va fi un cutremur în PSD,
în situația în care se va decide, se va semna acel ordin de suspendare a lui Ion Călinoiu. Da, și eu spuneam că nu va fi un cutremur în ceea ce privește pe Ion Călinoiu sau problemele pe care le are Ion Călinoiu se cunosc de mult timp. Cred că și Ion Călinoiu a luat în calcul mai multe variante. PSD-ul fiind un partid mare are variante. Nu va reprezenta un cutremur dacă acel ordin va... Sigur, nu e comod, nu e, nu știu, confortabil pentru nimeni să se întâmple lucrul ăsta, dar dacă se va întâmpla, pentru PSD nu va fi un cutremur. Un cutremur l-ar reprezenta ieșirea din scena politică a lui Florin Cărciumaru, dar care, așa cum spunea și domnul Maioreanu, este președintele organizației județene și conduce, a fost locomotiva la Târgu Jiu a PSD-ului mulți ani la rând. Și aici e bazinul electoral cel mai mare. Și mai este un lucru important, dacă îmi permiteți. Florin Cărciumaru are și un mare atu. L-a avut de-a lungul alegerilor locale. Cu siguranță îl va avea și în 2016. Lucrul acesta se poate verifica. Întotdeauna a avut un rezultat mult peste partid. Este într-adevăr o locomotivă și faptul că reușești un procent care te situează peste partid îți conferă și o altă atitudine și un alt statut. Bun, dar întrebarea mea este în felul următor. Primarii, activul din județ de partid, de cine va mai asculta? Pentru că oricum informațiile mele sunt că nu... De conducerea partidului, doamna Gabriela. Nu Florin Cărciumaru este cel care conducea organizația... Haideți să fim serioși. Florin Cărciumaru nu este serios, un lider de partid. Vă rog să mă credeți. Ion Călinoiu era cel care discuta toate aceste chestiuni. Va mai asculta? De cine va mai asculta? Nu știu. Ion Ciurcea. Repet, discutăm despre un scenariu pe care dumneavoastră și pe care îl luați în calcul. Vreți să... Eu nu pot să discut astăzi despre ce ar putea să se întâmple sau e posibil să nu se întâmple, e posibil, nu, mi se pare că discutăm așa și încercăm să povestim aici despre ce s-ar întâmpla în perioada următoare. Eu vă spun că, indiferent de ce se va întâmpla de aici încolo, Partidul Social Democrat de la Gorj va rămâne un partid puternic și cu legitimitate. Iar legitimitatea o vom avea din nou la alegerile locale din 2016, când ne-am propus o majoritate confortabilă în Consiliul Județean. Vom câștiga din nou primăria municipiului Târgu Jiu cu Florin Cărciumaru, vom câștiga și la Motru cu un tânăr politician și mai mult decât atât, vom aborda alegerile locale în așa fel încât să câștigăm 4 din cele 7 orașe ale Gorjului. Acestea sunt lucrurile care se vor întâmpla de aici încolo. Desigur, poate că veți veni foarte repede cu o întrebare, ce ne face să credem acest lucru. Știți și dumneavoastră... Să pregătiți să preluați puterea în partid? Cine să fie pregătit? Noi nu ne pregătim să preluăm puterea, noi venim în fața colegilor noștri, așa cum prevede statutul. Așa cum, dintre... cum prevede statutul și... Gabriela Mladin. Eu să știți că sunt, fără să fiu considerat așa lipsit de modestie, sunt foarte mulțumit că cu câțiva ani în urmă am venit în fața, după foarte mulți ani de muncă, am venit în fața colegilor mei și am fost ales vicepreședinte cu un număr de voturi important și asta înseamnă că munca mea politică a fost apreciată. Și mulți alți colegi de-ai mei, vicepreședinți... și eu, adică sunteți pregătiți să preluați sigur, dumneavoastră, noi suntem pregătiți să ne prezentăm în fața electoratului în așa fel încât în să partid, ne atingem obiectivele, să ne atingem obiectivele pe care le-am propus. Un partid își dorește mai întâi de toate să câștige puterea politică, iar așa cum vă spuneam și vă spun și acum, puterea politică este dată în primul rând de legitimitatea pe care o obținem la alegerile locale, la alegerile parlamentare, europarlamentare și evident și cele prezidențiale. Se tot vorbește despre faptul că Florin Cărciumaru va fi scos din cursa electorală. Cine tot vorbește, doamna Mladin? Că eu se nu aud despre situații de acest gen. Noastră stați mai mult la București. Nu, eu stau... Nu, se discută, se discută că, prin mediul politic și prin celelalte formațiuni politice. Iau un calcul, să știți, când și-au făcut și ei calculele, că ei își fac. Pică sau nu pică OZN-ul? Au luat toate aceste variante, ca Florin Cărciumaru să nu mai... Dar cine ia aceste variante? PNL-ul și de ce nu alte partide mici? Dacă poate ALDE, lor, poate, mișcarea populară, care
vine din urmă. Au strategii. Au aceste strategii dacă... și e normal, da, să-și facă aceste calcule. La fel cum ar fi normal ca și dumneavoastră în partid să vă gândiți dacă, da, nu va mai fi așa, noi ce facem? Pentru că, poate dumneavoastră personal, nu vă gândiți la lucrurile astea. Să vă dau eu o veste. Există colegi de-ai dumneavoastră, tineri, lupi tineri, cum le zicem noi, care își fac aceste calcule. Deja au înșirat în tot județul, din partidul dumneavoastră, că până miercuri Ion Călinoiu va fi suspendat din funcția de președinte al Consiliului Județean și că, evident, va trebui ca ei să preia conducerea. Aș fi tare curios să cunosc și un lup tânăr din acesta care... Eu aș fi tare curios și dacă mă ajutați... Să vă cred pe cuvânt. Mă știți un om de cuvânt și de onoare, doamna Gabriela Mladin. Ne cunoaștem de foarte mult timp. Și cred că mă știți ca un tip sincer, deși sinceritatea mie de multe ori în politică nu mi-a adus prea foarte multe lucruri. Atunci să nu fi discutat de față cu dumneavoastră toate aceste lucruri? E o variantă, deși să știți că eu mă înțeleg foarte bine, sunt undeva la vârsta în care sunt între cei tineri și cei mai în vârstă și mă simt foarte, foarte bine, reușesc să comunic la fel de bine cu colegi de 20-30 de ani, chiar pe foarte mulți i-am în atenție de a-i promova în consiliile locale și sper eu și la nivelul Consiliului Județean, dar și oameni care au construit acest partid, oamenii de vârsta a doua, okay, oameni de vârsta a treia, care se vor regăsi, să știți, și ei pe aceste liste, pentru că aici armonia, fără să exagerez, nu este un cuvânt mare în partid. Sigur, cu multe alte lucruri care se întâmplă. Nu v-ați gândit. Nu poate zicem Călinoiu să mai ocupe funcția de președinte. Da? Să zicem că nu mai poate. Se va pronunța o decizie definitivă. Ajungem tot acolo. Și nu ajungem tot acolo. Da, întreb dacă ați pregătit un om pentru a prelua președinția Consiliului Județean. Să zice că aveți această majoritate, 17 consilieri, cum din 33, vă ajută ALDE, vă ajută UNEPR-ul, vă mai ajută și alții din chipurile din opoziție, mă rog. Și pe cine ați desemna președinte al Consiliului Județean? Vă așteptați la o nominalizare acum, da? Sigur. Pentru că și asta se discută. Doamna Gabriela Mladin, eu vreau să vă spun un lucru. Gheorghe Pecingin a fost colegul nostru în PSD. Toate partidele politice și toate mediile, mediul de afaceri, societatea civilă au recunoscut un lucru extrem de important. Nu e o noutate. Partidul Social Democrat dispune de un potențial de resurse umane foarte puternic. Întreb, că da? Știu că aveți mulți și atunci, cred că nu ar exista absolut nicio problemă legat de potențialul cadrelor din... Aveți prea mulți și nu puteți să vă decideți. Avem un potențial foarte bun și faptul că avem un potențial foarte bun ne determină să venim cu aceste obiective și pentru 2016. Avem colegi, colege din toate categoriile. Fiecare pe segmentul lui de activitate, repet, sunt oameni foarte buni care au mers bine în politică, au acumulat deja o experiență politică, pe de altă parte avem oameni foarte buni care au arătat lucruri interesante în administrația publică locală, iar pe de altă parte avem oameni foarte buni care au cariere profesionale foarte, foarte spuneți bune în domeniile lor de activitate. Sunt foarte mulți. Dacă aș spune acum numiți-mi trei. Numiți-mi trei care ar putea să conducă Consiliul Județean. Sunt foarte mulți. Nu, nu mi-aș permite. Da, sunt foarte mulți și cred că 17. Nu, și dumneavoastră și până la urmă echipa de consilieri județeni și lista, da, cred că dați voie să răspund eu. Orice, și o să fiu foarte tranșant. Cei 17 și Nelu Pavel va fi pe această listă? Eu vreau să nu știu, nu discutăm de listă. Lista de consilieri județeni este curs. Dacă ar fi, să zicem, printre cei 17, Nelu inclusiv este președintele Partidei Romilor. Nelu Pavel este, județean. Nelu Pavel este președintele Partidei Romilor. Noi avem un protocol cu Partidul Romilor. Hai. Discuția se duce în cu totul alte direcții. Dacă îmi permiteți o glumă, Nelu Pavel e asul de trefla al PSD-ului. Bun, acum ar putea numai puțin și chiar am să închei, inclusiv pe dumneavoastră, inclusiv pe Gigi Pecingină, pe foarte mulți am
ascultat spunând în spațiu public, în spațiu privat, au foarte mulți oameni foarte buni care oricând pot să îndeplinească funcții în administrația publică locală, pot să îndeplinească funcții politice. Dacă dumneavoastră ați recunoscut acest lucru, cine, de ce n-aș face eu cine, acum? De cine vorbiți? În general de colegii mei din Partidul Social Democrat. Colegele și colegii mei din Partidul Social Democrat. Am înțeles. Eu v-am cerut trei nume, n-ați putut să-mi dați. Nu, ar însemna să... dacă aș spune acum trei nume, ar însemna pentru mine un lucru nu tocmai potrivit. Sunt cel puțin 10 persoane care pot să îndeplinească... Ați redus sigur. De la 17 la 10. Nu, ați spus cel puțin. Cel puțin, păi, cel puțin, atunci n-am redus. Și maxim 17. Variantă de lucru. Mie îmi place să lucru. Variantă de lucru, corect. Și, și pentru că nu sunt la PSD și n-ar fi frumos, cum nici mie nu place să vorbesc despre situațiile grele, mă rog, în care se află pe alte. Ceva sigur, timp sigur, și știu. Deci, și legal, în momentul de față, dacă se întâmplă ceea ce ați spus cu Ion Călinoiu, atunci și singurul care va putea să preia va fi Ciprian Florescu, pentru că este vicepreședinte al Consiliului Județean, iar celălalt vicepreședinte, cum bine știți, s-a înscris la ALDE și vor fi anumite probleme. Un EPR-ul retrage sprijinul, va avea anumite probleme, domnul Filip. Din bazinul... nivelul PSD, bănuiesc strict, că acolo... Strict acum, iar din bazin... Ce ar putea să ia locul lui Ion Călinoiu? Asta era întrebarea. Acum, în momentul de procedural, față, Ciprian Florescu, nu. Întrebarea era asta. Pe cine pregătiți în locul lui Călinoiu? Eu pot să vă dau patru nume, da? Ia, patru. O să vă dau primul, Ciprian Florescu, Andrei Maioreanu, Cosmin Popescu, și ar trebui să dau și o doamnă, dar o să avem dau tot. Colege, avem, sunteți un drăguț, dar avem colege foarte sunt, bine pregătite. Sunt convins și publică locală. Și cred că dumneavoastră aveți și un nume acum, nu? Da, nu, n-aș vrea că la doamne, dacă am spus trei bărbați, dacă o să nominezeți o doamnă acolo, apar probleme, că sunt foarte multe și doamne. Bine, sunteți interesat, domnule Maioreanu? Nu. Eu am spus foarte clar. Respiră unii ușurat, dar sunt ușurați. Nu, am spus foarte clar. Sunt foarte mulți colegii care de-a lungul timpului și-au exprimat și-au muncit foarte, foarte mult și oamenii și-au propus și-au făcut un obiectiv din asta. Merită până la urmă ca după o perioadă să li se acorde și lor o șansă. Cu mine puteți discuta despre un obiectiv după alegerile locale. Deci adică parlamentare. Am spus că după alegerile locale, cu mine, despre obiective putem să discutăm după alegerile locale. Asta nu înseamnă... Nici măcar pe listă nu veți fi? Eu am spus foarte clar în spațiu public, mi-am manifestat deja intenția de a candida pentru un nou mandat pentru Consiliul Județean din partea Partidului Social Democrat. Deci veți fi pe lista de consilier județean, am spus că mi-am manifestat intenția de a candida. Uh-huh. Vom vedea ce se va întâmpla de aici încolo. Dar nu vreți președinția Consiliului Județean. Păi, mai rămân doar câteva cele două, Cosmin Popescu și Ciprian Florescu. Se PSD. Tot discută despre Cosmin Popescu că ar fi pregătit în laboratorul PSD-ului pentru a prelua o astfel de... Nu știu acum, dacă laboratorul PSD-ului înseamnă doar o persoană, atunci adică e clar că nu mai e laborator. Dacă laboratorul înseamnă birou politic județean, comitetul executiv, colegii noștri din teritoriu, atunci sigur că da, putem discuta cu mare drag. Hai să discutăm pe două variante. Atunci putem să discutăm o persoană, da, care își dorește Cosmin Popescu și laboratorul PSD-ului. Laboratorul e o chestie așa prea... Dumneavoastră l-ați adus în discuție și l-am preluat. Să zic așa, din PSD, care își doresc pe Ciprian și îl doresc pe Ciprian Florescu pentru o astfel de funcție. Vom asista, domnule, pe cinci? Da, mi-ați promis măcar un lupt tânăr, dacă mi-l spuneți și mie... Unul dintre ei este Ciprian Florescu. Da? Altul este domnul Alin Văcaru. Așa e anumită presa, după ce, evident, în partid au existat divergențe de opinii, da? Între seniori și juniori. Și nu este junior. Un lucru cât se poate, chiar dumneavoastră făceați în emisiunea dumneavoastră referire la ce înseamnă democrația într-un partid și de cele mai multe ori spuneați foarte clar că sunt mulți dintre colegii noștri cu potențial care nu vorbesc. Știți care este problema? Să știți că avem păreri diferite. Mulți.
tineri potențial diferite. În partid. Bine, asta acum, este problema. Cum, să știți că eu am spus-o nu-i foarte... Nu-i văd decât promovați pe interese de... Aici e de discutat. Aici, într-adevăr, e un subiect extrem de interesant. Păi, ați mai abordat și aici e de discutat. Pentru că nu este o condiție să fii tânăr ca să fii promovat. L-am ascultat și pe colegul meu, Gheorghe Pecingină, în câteva intervenții, pentru că la un moment dat se discuta foarte mult de schimbarea clasei politice și neapărat o generație tânără a rezolvat problema, nici pe departe. Eu vă spun că așa, un tip la 49 de ani care mă aflu acum, deci nu mai sunt lupt tânăr, deci nu mai sunt... Asigurați echilibru. Gala, cum spunea că un om e în plenitudinea forțelor sale și intelectuale și fizice la 50 de ani, așa că... Este foarte drăguț cu mine seara asta. Mulțumesc că-s la pionieri, am 37 de ani, așa că... Deci nu este... Eu am să dau un exemplu, poate așa, puțin lipsit de modestie și am, de exemplu, la Cărbunești, o echipă formată din oameni de 20 5, 30, 40, 50 de ani, dar și oameni de 65 și 75 de ani. Sunt oamenii care au construit Partidul Social Democrat și organizația și de fiecare dată când au trecut printr-o luptă electorală, legitimitatea lor a fost una cât se poate de corectă, în sensul că au obținut un număr important de voturi. Iar pe de altă parte, acești tineri, Dan Birou, care este directorul școlii și pe care deja organizația de la Cărbunești l-a propus pentru funcția de primar, Marian Boțoteanu, este Aura Novac, fostul director adjunct de la liceul din Cărbunești. Înțeleg că vă ocupați de organizația de acolo, de coordonație. Și tocmai de aceea nu am plecat de la premisa că trebuie neapărat să aducem o schimbare doar dacă aducem... Îl bată pe Mihai Mazilu? Deci la momentul acesta, Dan Birou este undeva la un procent de 27%, Mihai Mazilu este undeva la un procent de 46-47%, deci nu este o diferență... Este foarte mare. E primar. Ne interesează acolo să aducem foarte multe voturi pentru Consiliul Județean și eu cred că, până la urmă, surpriza în gori se va produce la Cărbunești. Păi cum se va produce? În sensul că Partidul Social Democrat poate să câștige primăria la Cărbunești. Cred că... Ziceați că 27%. Știți, în creștere, ca apele Dumnezeu. Știți cât a avut Traian Băsescu când a intrat în luptă pentru primăria capitalei? Da, sigur, da. Nu. Păstăm dimensiunea. Nu faceți strategii. Păstăm dimensiunea exemplului pe care l-am dat, dar... Există situații și de acest gen. Eu nu voi fi foarte atent și voi sprijini foarte mult organizația de acolo, pentru că acolo chiar este nevoie de o schimbare și nu pentru că o spune Andrei Maioranu, pentru că o spun cărbunășteni. Bun, dar ziceați să discutăm puțin și despre promovările astea ale oamenilor tineri, fără un criteriu de valoare, ci pur și simplu... Sunt adeptul... promovării în etape. Eu cred că un tânăr în politică trebuie să parcurgă, și nu numai în politică, și în cariera profesională, trebuie să parcurgă anumite etape. Nu mai care, o să vă întreb, care dau o să vă întreb legitimitate. În momentul în care Florin Cârciumaru a propus în funcția de viceprimar pe Adi Tudor, care este finul lui, v-ați opus în partid? În primul rând, nu au stat așa lucrurile. Adrian Tudor a fost propus de organizația municipală. A, bine, da. Păi, doamna, eu nu pot să spun altceva decât așa cum au stat lucrurile. Organizația municipală l-a propus pe Adrian Tudor. Când organizația municipală l-a propus pe Adi Tudor. L-a votat pe Adrian Tudor, da? Și propunerea aceasta a fost validată în biroul politic județean. Pe ce criteriu, domnul Maioreanu? Organizația municipală strict, da, politic. A luat în calcul activitatea politică, dar strict și administrativă politic. A colegului Adrian Tudor. Care administrativă? A fost consilier local. Eu cred că dacă nu deci înseamnă, pe același principiu și Nelu Pavel poate să fie înseamnă, președintele Consiliului Județean. Nu înseamnă oarecare experiență în ceea ce înseamnă administrația publică locală. Un ales local implicat, atunci ar fi fost bine dacă l-ar fi propus direct primar. Eu cred că e o etapă foarte importantă. Tocmai discutam de etape. Dacă l-ați fi propus direct primar, îl alegea poporul, da? Dacă îl alegea poporul. Asta zic. Și nu știu dacă ar fi ajuns acolo. Probabil că va ajunge.
probabil că va ajunge. Repet, faptul că trece prin niște etape, lui Adrian Tudor îi prinde foarte bine. Și le spun și le-am spus și colegilor mei. Eu vreau să vă întreb. Parcurgeți etapele pentru că veți fi stăpâni pe voi atunci când veți ajunge pe niște funcții importante și veți fi puși să luați niște decizii extrem, extrem de importante și care nu înseamnă neapărat o schimbare a vieții la nivel de familie sau la nivelul unei persoane. Discutăm de zeci de mii de locuitori și atunci în condițiile în care ai reușit să arăți în fiecare etapă că poți să fii și poți să fii promovat să mergi mai departe, cu siguranță va veni și momentul acela. Domnule Pecingina, nu credeți că PSD-ul în campania electorală va avea astfel de probleme în sensul că se vor găsi oameni care vor spune, domnule, nepotism până la capăt, adică despre ce discutăm? S-a urmărit doar interesul președintelui și al finului și al nașului. Bun, ceea ce privește pe Adrian Tudor, eu am o altă părere. Sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră, nu cu ce a spus Andrei Maioreanu, dar sigur, n-aș vrea să fiu subiectiv și să fiu acuzat acum de părtinire. Știți foarte bine părerea mea despre Adrian Tudor. Din punctul meu de vedere, a ars etapele, nu a ajuns acolo pentru că are valoare. Inclusiv organizația municipală avea oameni mult mai buni și spun pentru că cunosc lucrul ăsta, care puteau și administrativ să fie viceprimari și eventual viitori primari mult mai buni decât Adrian Tudor. E decizia lor, au luat-o, suportă și consecințele pentru că, da, campania electorală probabil se va auza și nu numai în campania electorală. Ați văzut greșelile care le-a făcut acum, trebuie să răspundă de anumite domenii, prin care și cultura, și a făcut o greșeală, a fost urecheat inclusiv de Florin Cârciumaru. Da, și multe alte lucruri care vor ieși la ele. Domnule Pecingina, nu știu cât de tare l-a urecheat în fața presiei, l-a urecheat mai așa, dar l-a urecheat. Și haide să fim serioși. O să vedem, nu știu. Eu zic că Adi Tudor, din punctul meu de vedere, și sunt subiectiv acum, recunosc, sunt subiectiv, partidul PSD-ul avea alți oameni cu care putea să iese în față și la viceprimar. Da, mă rog, e decizia care s-a luat și nu... Cred. E o decizie internă și asumă și consecințele negative. Este o decizie internă, dar luată în mod democratic, domnul Pecingina. Care... stați puțin. Domnul Maioreanu, eu sunt convinsă că dumneavoastră nu puteți fi sincer, pentru că e adevărat. De ce? Este, de păi ce? Nu, este, uitați-vă în ochii mei. De ce credeți că eu mă uit, dar dumneavoastră vă puteți uita în ochii mei și puteți să vorbiți sincer. Celor care ne urmăresc, pentru că vorbesc foarte sincer. Eu văd o diferență mare între Andrei Maioreanu, pe care îl știam eu pe vremuri, care, cu adevăr, ce avea anguse și încăpușe. Și acum credeți că ce am anguse, nu mai am și încăpușe? Nu, v-ați politizat, să zic așa, v-ați șulfănit, v-ați în chestiunile astea politice. Nu, eu sunt absolut convinsă că în sinea dumneavoastră, dacă cineva vine și vă întreabă, domnule Maioreanu, explică-mi și mie cum e acolo cu nepotismul ăla. Nu puteți să dați, păi nu, despre asta discutăm. Nu puteți să dați un răspuns de genul, organizația municipală l-a propus, organizația județeană a fost de acord și sigur această minune s-a produs. Nu puteți, pentru că în sinea dumneavoastră știți că PSD-ul, așa cum discutam, avea variantă poate mult mai bună pentru o asemenea numire. Pe de altă parte, nu știu, când s-a legat la cap domnul Adrian Tudor cu această poveste, naș fiind, trebuia să știe că presa și opinia publică se va lega cândva de chestiune. El trebuie să confirme. Dar, repet, eu nu vă mint cu absolut nimic și oricine... Este varianta cea mai bună. Nu, ascultați-mă, este varianta propusă de partid. Eu să știți că îl apreciez pe Adrian Tudor pentru că încearcă să facă un lucru bun acolo la primărie. Și vă mai spun, și vă mai spun un lucru, doamna Gabriela Mlădu. S-a dus și a făcut presiuni să dea afară din Uniunea Artiștilor Plastici pe Paul Popescu, că și-a permis să critice activitatea Centrului Brâncuș, pe care... Da, am citit despre acest lucru. Este bine să-l felicităm, nu? Președintele, primarul Florin Cârciumaru a avut o reacție și în acest vedeți, sens... Domnul Maioreanu, despre asta discutăm, despre oamenii ăștia care puși undeva în astfel de funcții,
nu mai gândesc dacă au gândit vreodată, știți? Nu, dar aș vrea să credeți un lucru și vă spun așa cu toată sinceritatea, pentru că sunt un om, hai să nu spun neapărat politic, care chiar a parcurs toate etapele, surprinzător, după atâția ani am ajuns vicepreședintele acestui partid, am avut mandat de consilier local, mandat de consilier județean, mie personal de la vârsta de 37-38 de ani de când am intrat în politică, toate aceste etape m-au dus la o anumită experiență și oamenii mă privesc altfel. Și legat și pe mulți colegi din Partidul Social Democrat. Păi vreți să vă spun eu de ce? Cu scuzele de rigoare, aveți o profesie la bază. Ați muncit asta undeva, ați lucrat. Asta, ei, tinerii ăștia, unii dintre ei au fost luați de urechi și puși acolo, da, fără să fi muncit o zi în viața lor, altundeva decât din punct de vedere. Este una importantă și cred că și pentru dumneavoastră, pentru și oricine, pentru oricine, pe cingină. Pentru că asta te racordează cu foarte clar, dar să știți că am rămas același om care ce are în gușe, sau mă rog, am și încurcat lucrurile. De organizația de la Tismana, cine se ocupă? Este un coleg din biroul politic județean, dacă nu mă înșel, cred că Mihai Prunariu. Mihai Prunariu? Da. N-aveți sondajele acolo, nu? Mie de obicei nu-mi place să mă bat peste colegii mei. Eu am zona colegiului 2 și zona colegiului respect, nu, le respect munca. Și cel mai important este că vom discuta după alegeri de rezultate. Acolo unde sunt rezultate vom recunoaște atunci munca, acolo unde nu sunt rezultate vom noi încerca să completăm echipa în așa fel încât peste un ciclu electoral să avem și acolo rezultate. Cu mare drag. Eu v-am spus de la început că nu vă consider unul dintre lupii tineri. N-aveți cum să faceți parte din acea gașcă. Și când mă refer aici la lupii tineri, vorbesc de acei oameni din partid care, fără niciun fel de merit, își doresc puterea. Și doar atât. Bun. Am avut, nu întâmplător v-am întrebat de Tismana dacă s-a făcut sondaj. Și știu că s-a făcut un sondaj. PSD-ul a vrut să vadă neapărat... Avem doi colegi foarte buni acolo, dacă asta vreți să aflați. Ia spuneți, care sunt? Foarte bun. Este profesorul Slivilescu și Remeta, colegul... Anunț cu surprindere, Remeta este la alt, ca să știți. Deci nu mai el în partid. Nu vă spun. Remeta este la alt, ca să știți. Dar ați inclus? Da, și puteam să nu-i nominalizez? Nu, eu da? V-am spus că... Știind că încă n-a venit la ALDE, stați liniștit, domnul, pe cingină, că altfel nu-i pronunțam numele. Dar pe fostul prefect l-ați băgat în acest sondaj? Păi, da, nu a venit. Asta e diferența, vă rog. Pe fostul prefect l-ați băgat în acel sondaj la Tismana? Vorbim de Alin Văcaru. Nu știu. Sincer, vă rog să mă credeți, nu știu. V-am spus și vă spun foarte clar ce s-a întâmplat în Cărbunești, unde voi fi foarte atent și voi sprijini organizația de acolo în așa fel. Și toți colegii mei ne dorim să câștigăm la Cărbunești. Dar nu știți va fi foarte interesant. De la Tismana, nu? Vă rog să mă credeți că nu cunosc rezultatul sondajului de la Tismana. Deci nu îl cunosc. Dacă dumneavoastră aveți informații despre acest sondaj... Da, și mă aștept probabil mâine ca PSD-ul să iasă cu acel sondaj intern și să mi-l arate pe organizația, pe localitatea Tismana. Informațiile noastre sunt, domnule Pecingină, că domnul Alin Văcaru, care a fost prefectul acestui județ, un om care a căpătat o notorietate, să zic, dar datorită funcției pe care a avut-o, a fost inclus în acel sondaj la Tismana și a obținut un procent, o cifră, să-l spunem. E la limita pragului electoral. Bun. Eu sunt convins că în aceste alegeri... 5% în localitatea... Ați vrut un jit? Da. Am vrut un jit, da. N-am pus virgula. În localitatea... Discutați despre un rezultat sau doar de niște informații pe sursă? Nu, vorbesc despre un sondaj al dumneavoastră, al PSD-ului. Și știți rezultatul?
Păi eu îl știu, dumneavoastră, da. De ce nu știți? Nu, îl știu. L-a interesat pe localității respective și este... Nu, știu, e meticulos, își vede de organizațiile sale și știe acolo, dacă îl întrebăm pe orice organizație, ne poate confirma sau infirma anumite. În detaliu. Dar... Vă întreb eu. Dar eu v-am spus doi colegi foarte buni pe care îi apreciez extraordinar de mult. Și unul e la Alde, ne-a spus domnul Pecingina, da. Eu vă spun, pentru că acolo avem o problemă, da, mai da. Avem localități, o să vedeți surpriză, unde noi putem să alegem. Vă rog să nu este la alt. Deci, de ce ați deci eu nu am aruncat. E negocieri cu alte. Probabil. Remedia are deja echipa făcută. Avem o singură problemă acolo, profesorul Răuț, care este și el la Alde și trebuie să-l integrăm în echipă. Deci astea sunt mici probleme. Haideți să vă spun uite că v-am desconspirat. Dacă îmi permiteți. Și noi lucrăm. Știți ce? Eu nu sunt de acord cu oamenii aceștia care dacă nu sunt candidați, pleacă. Eu am să vă spun un lucru. Poate voi fi considerat... Bine, da, aș vrea apoi să discutăm și despre... Imediat. Haideți să vă spun un exemplu. În 2008 am fost desemnat candidatul pentru parlamentare pe Colegiul 2. Da. În 2008 am plecat în concediu în Turcia. O hotărâre de birou s-a ajuns la concluzia că nu mai sunt eu candidatul. Da? Asta ce însemna? Păi se întâmplă asta în partid? Doamna Gabriela Mladin, nu, ce-ar fi însemnat acest lucru? Domnule Iorea, se întâmplă asta în PSD-ul dumneavoastră? Eu nu sunt de acord, eu, și l-am explicat și colegilor de la Cărbunești. A fost și colegul Miloșescu, a fost și colegul Dan Birou, cei care s-au înscris în competiție. Dacă un coleg este mai bine plasat, sigur că îl sprijin să câștigăm acolo cu o echipă. E, din păcate, așa sunt... s-a întâmplat și la dumneavoastră în 2008? În 2008, au descoperit un candidat mai bine plasat decât dumneavoastră? Și din păcate s-a dovedit că a fost poate unul dintre cei mai slabi de votați. Nu o spun eu, au spus-o întotdeauna cu colegii mei. Am rămas pentru că în acest partid, vă rog să mă credeți, chiar am reușit să formez o echipă cu colegii mei din teritoriu foarte bună și să acumulez și eu cu are experiență politică. Am înțeles. Sunt 5% foarte mult legat domnul Maioreanu, 5%? Nu cunosc situația sondajului de la tine. O să vedeți foarte mulți candidați de 5% în aceste alegeri locale, pentru că au senzația, nu știu, nu vorbesc despre Alina acum, dar vorbesc în general, au senzația că dacă au fost parlamentari sau dacă, nu știu, au îndeplinit anumite funcții la nivelul județului, au neapărat și un electorat și un scor electoral. Eu spun că ar trebui să fie mai pragmatici, partidele, cei care au oameni cu experiență, să fie mai atenți la ce își aleg candidații, pentru că una e imaginea și alta e votul. Votul e cu totul și cu totul altceva. Se va aduna bob cu bob, pentru că, dincolo de mă rog, exuberanța noastră ca și partide și a celor două partide mari, eu vă spun că sunt cumva la aceeași distanță, nu va mai avea nimeni majoritate așa cum își dorește nici în Consiliul Județean și în foarte multe localități, în consiliile locale, și atunci partidele mici vor decide soarta acelor localități și poate chiar și a Consiliului Județean. Bine, asta este dorința dumneavoastră. Nu este dorința, este o realitate la Gorj, din nefericire sau din fericire. Din fericire pentru partidele mici, din nefericire pentru cetățeni, pentru că o să fiu sincer cu dumneavoastră și eu mi-aș dori să văd o majoritate, să-și asume cineva conducerea, pentru că astfel de mariaje reușite sau mai puțin reușite de-a lungul timpului, nu știu dacă sunt atât de benefice pentru administrația unui județ. Am înțeles. Deputatul Vasile Popeangă v-a părăsit. Da, din păcate, da. A fost opțiunea dânsului de a merge, iată, în Mișcarea Populară. De ce? Nu s-a mai regăsit în acest partid? Ce nu era loc pe lista la consilieri județeni. Eu cred că veți avea posibilitatea să-l invitați la dumneavoastră în emisiune și să-l întrebați de ce a optat pentru Mișcarea Populară. Dar în partid nu se știe nimic, domnul Maioreanu. Păi la cât bine a făcut Băsescu și cu Marin Condescu Gorjului. Cum să nu fie lângă ei în aceste momente de cumpănă? Domnul Popeangă, era normal domnul să fie lângă ei. Am înțeles, eram curioasă ce a comunicat la partid, domnul... că mă gândesc că și-a luat și el la revedere. A venit să spun acolo, băi fraților, știți ceva? Eu mi-am dat seama că Băsescu a fost bun atunci când a tăiat, a făcut adres și eu ieșeam, da, ieșeam, îmi construiam campania electorală pe o astfel de poveste,
dar și-am câștigat un post de parlamentar când am spus votați-mă pe mine pentru că Băsescu a tăiat și noi vă punem înapoi, da? Și acum am zis, iată, Băsescu a avut dreptate. Eu ca finanțist am stat și m-am gândit și chiar a avut dreptate. De asta plec din PSD și mă duc în Mișcarea Populară. Nu știu, ce a spus? Nu, a venit să discute cu noi în... A discutat poate cu Călin, nu, nu, eu vreau să vă spun un lucru. Personal, eu am avut o relație corectă. Corect, cu, nu, eu vă întreb doar ce a comunicat la partid. Vasile Popan, sau doar în grupul parlamentar, nu, să știți că a spus. Nu, nu mai sunt și la revedere. Nu, este, nu, nu, nu există o obligație de a comunica ceva partidului. În momentul în care ți-ai depus o adeziune la partid, automat... Ești... Ca și colegi, nu v-ați membru... întâlnit? Colegi de partid, nu l-ați întrebat? Nu... Bun, nu l-ați întrebat pe Popeangă, pe Iriza? Nu, sunt subiecte care... Iriza a trăzit doar care... Cosmin Popescu. Pe care eu... nu. Repet, orice pierdere într-un partid, cu atât mai mult când vorbim de un parlamentar, înseamnă nu tocmai o situație așa plăcută. Dar, doamna Gabriela Mladin, Gigi Pecingine, ne mai surprinde ceva în politică în ziua de astăzi? Nu, domnul Maioranu, eu vreau să vă spun ceva sincer, cu toată sinceritatea. Pentru PSD e un lucru foarte bun, pentru că se va schimba garda. Oamenii, și nu vreau eu să-i jignez, sau, dar s-a văzut cu ochiul liber. Și când vorbea Andrei Maioran de foști deputați, pe care știu și eu că primarii de pe colegiul respectiv îi blamau pentru că nu au făcut nimic și știu exact la cine se referă. Nu au făcut nimic pentru colegiul respectiv. Și mai mult decât atât, i-au ignorat total pe oamenii de pe colegiul respectiv, la fel și cei doi despre care vorbim, au aceea situație. Pentru PSD e un lucru bun pentru că creează locuri pentru alții care stăteau la rând și au muncit poate mult mai mult decât cei doi. Și cei doi, într-adevăr, spre deosebire de alții care au plecat din PSD, erau datori acestui partid. Și am să vă spun de ce, indiferent ce conflict au avut cu Ion Călinoiu, pentru că dacă avea puțină răbdare, uite ce se poate întâmpla. Răbdarea e o virtute în politică și avea de dată Andrei Maioranu când a spus că trebuie să aștepți și să-ți urmezi calea. Aveau ceva cu Ion Călinoiu? Nu aveau cu partidul. Ei datorează mandatele partidului, pentru că dacă erau sub altă siglă, nu luau niciodată partidul. Să nu uităm ce au pățit cu sigla USL, abia, că era să avem să închidă colegiul Niculina Mocioi și era să închidă Bebe Taurul colegiul, da? Și niște oameni din partidul ăsta pe care acum îl blamează și de la care au plecat, da? I-au ajutat. Și eu știu foarte bine ce spun când spun lucrurile astea, ce a însemnat ajutorul respectiv, da? Eu am venit să vorbesc, Andrei Maioranu e mai elegant, eu o să le spun franc. Da? Au plecat pentru că oricum nu-și mai găseau locul. Oricum, punându-se în talere valoarea lor acum, politică, umană sau profesională, nu sunt eu în măsură să-i cântăresc, dar politic nu reprezentau foarte mult. Sunt oameni de valoare mult mai mare decât ei din punct de vedere politic și în PSD. Bun, dar despre colegul dumneavoastră, colegul vorbesc, a făcut parte din același guvern al PSD-ului. Liviu Andrei, ce ziceți, domnule Maioran? Cum mă întrebați tot de oameni cu care eu m-am înțeles destul de bine. Da, nu, eu nu vă întreb. Deci eu cu Liviu Andrei... Să vă certați cu el, vă înțelegeți exact. Bine că... Eu cu Liviu Andrei am avut o relație... Le puteți transmite gândurile bune. Nu. Da. Eu am avut o relație corectă. Am participat în campanii pe poziții diferite. Am avut de multe ori opinii diferite, dar de fiecare dată am reușit să venim cu argumente și să... aducem în fața electoratului punctele noastre forte, în așa fel încât să obținem voturile pe care ni le-am dorit. Revenirea lui acum în politică după atâta timp nu este decât... Tot în politică a fost și atunci când nu este decât a fost subprefect. O decizie pe care eu o respect și vreau să vă spun un lucru legat de aceste candidaturi. Și nu vă spun pentru că mă aflu în fața camerelor de luat vederi. Nu vom face o greșeală pe care, din păcate, unii din colegii noștri au mai făcut-o. Nu vom subestima absolut niciun contracandidat. Este foarte important să stratezi candidații cu eleganță și cu respect, indiferent că provine de la un partid mare sau provine de la un partid mic. Cred că deja în ochii electoratului, modul în care se va derula o campanie electorală, comportamentul candidaților în campaniile electorale,
vor fi subiecte extrem de importante care ar putea să aducă voturi sau, dimpotrivă, să nu ți aducă voturi. Corect, dar e moral, domnule Andrei, făcând parte dacă din discutăm de moralitate în politică, deja, deși este un subiect extrem de important. Discutăm pentru că sunt lucruri pe care electoratul vi le adresează. Ne le aduce de fiecare dată. Sigur. Și e moral și de fiecare dată rezultatele guvernul Ponta și să vină acum să candideze din partea unui partid, partidului lui Traian Băsescu. Dacă este moral, da, cred că ar fi bine să-i adresați lui această întrebare. S-au făcut blaturi, domnule, pe cingină la, pentru primăria Târgu Jiu, ce știți? N-am fost invitat nici măcar la cremă, dar la plat. Nu. Eu nu știu dacă s-au făcut blaturi, o să le vedem, sau o să se sesizeze, dacă vreți, în campanie electorală. Nu cred că în acest moment, așa cum stau lucrurile, era nevoie să se facă blaturi. Poți să vedem și noi cu ce candidat o să ieșim. Sper să scoatem un rezultat bun și la Târgu Jiu. Blaturile sunt pentru susținerea lui Florin Cârciumaru și, evident, asigurarea unui post de viceprimar. Da, nu poți să pretinzi un post de viceprimar dacă nu ai rezultat. Adică... Bine. Nu să ne comportăm ca Adi Tudor toți, că trebuie, Nea Florine trebuie, că uite, avem un protocol și noi la București, dar noi am luat, nu știu, 5%. Nu poți să ridici pretenții să ceri un post de viceprimar dacă n-ai scos un rezultat bun. Pentru ce? În fața târgujenilor cum vom arăta? Nu? Ori vrem să arătăm și noi ca partid cu pieptul în față, să scoți un rezultat bun și atunci poți să emiți pretenții pentru un post de viceprimar și să scoți și un om competent, că nu poți să scoți, nu știu, oameni care n-au valoare. Eu sper că pe lista asta vom pune la Târgu Jiu, la municipiu și nu numai la Târgu Jiu, oameni de valoare, oameni care reprezintă ceva în municipiul ăsta. Așa, vă dau exemple, dacă nu sunt prea indiscret. Gheorghe Precingine, Dorotașcău, vă spun ceva în numele ăsta? V-am dat două repede ca să nu... Nu vorbesc că... Nu, că ați aruncat-o... Pe lista de la municipiu vorbeam, pe lista de la municipiu, da? Adică veți fi pe lista ALDE la municipiu, da? La municipiu, da. Cu siguranță, și la municipiu, și Dorotașcău, da. Am dat două exemple repede, m-a venit repede la îndemână, ca să zic așa, sau pe limbă. Bun. E posibil ca unul dintre cei doi să fie și numit și candidat la primăria? Este o decizie pe care o vom lua în perioada următoare și nu vă ascund că este posibil. Gheorghe Pecingină, de exemplu. Sunteți pregătiți, domnule Pecingină? Tot timpul am fost pregătit. De când am intrat în politică, sunt pregătit pentru orice candidatură. Bine, dumneavoastră ați mai fost. Am mai fost și știu ce implică asta, numai că nu depinde numai de... Să zicem că mi-aș dori eu sau nu mi-aș dori eu lucrul ăsta. Dar faci parte într-o echipă, cum spunea Andrei Maioran, și în calcul ce plus poate să aducă o candidatură a ta și pentru celelalte zone, zonele limitrofe sau și județ. Dacă aduci voturi și pentru județ, trebuie să iei în calcul foarte multe lucruri. Nu arunci doar o candidatură, să avem și aici candidat. Și hai că are puțină carismă sau are notorietate. Acum pe final de emisiune ne aruncați bomba. Nu uitați contextul politic. Este total diferit față de alegerile trecute. De cine mai depinde ca ALDE să se hotărască? De organizația județeană. Bun. Și Dian tot întârzie care omul problema aia penală? Nu din cauza problemei. Nu, da? Luăm în calcul toate variantele și cea mai bună variantă și nu spun acum, știți că încă sunt direct... Încă se mai analizează. Analizăm, exact. Să aducă voturi și pentru județ, să fie... organizația municipală. Nu, organizația județeană. Va hotărâ. Va propune organizația municipală. Deci organizația municipală. Deci nu are niciun gând sau nu are niciun gând. Nu, păi tocmai de aia, domnule Cingură. Ori nu aveți organizație municipală. Avem organizație chiar foarte puternică. Tocmai de aceea. Și atunci, organizația municipală propune, da? Da, da. O să fie respectată procedura. Procedura, da, cu siguranță. Eu vorbesc de numele care sunt în discuție acum și să ia în calcul. Avem mai multe variante, din fericire. Și eu am fost surprins pentru că sunt multe variante și multe zone. Multe variante în ALDE? Da. Și eu am rămas surprins și vă dădeam exemplu și la... Adică sunt mulți care bat acum la ușa acolo? Da. Sau care, da? Da, da, ne-am trezit cu...
Nu, o să, vi le, o să fie... O, vă dau... Nu, încă două. La Târgu Jiu? Da. Deci la Târgu Jiu purtăm discuții cu la organizația feminină. Nu, că n-aș vrea să pronunț numele înainte să am confirmare. Da, spuneți că sunt și... Da, vă spun eu cu Niculina. Da? Nu. Niculina, cu altă doamnă care are și notorietate și tot ce vreți pe lista de consilieri, pentru că vrem să aducem și femei de valoare, că sunt în Gorjul ăsta. Dar știu că dă târcoale organizații. Eu n-am purtat nicio discuție cu Niculina Mocei, poate senatorul Dian Popescu în zonele înalte de la București, poate știe. Dar cine poate fi mai bună decât Niculina? Ați spus bună, eu aș putea să dau vreo 5-6 exemple, dacă vreți, din viața nu, politică, de... cu accentul pe bună, dar nu la, de un, din punct de vedere politic vă referați, nu? Un om politic, evident. Nu știu, bun acum, om politic. Nu știu dacă va veni. Vă spun cu sinceritate, n-am auzit nicio discuție în acest sens, dacă va veni sau nu va veni. La... Cum va fi campania pentru primărie? Deci avem așa, da? Liviu Andrei, să spunem, omul vrea să fie lansat de Traian Băsescu la, mă rog, la primăria Târgu Jiu. De asta, da, el va fi candidatul. Haideți să spunem Gheorghe Pecingină. Da, ALDE. Interesant. Octavian Lupulescu, PNL-ul, l-avem deja. Și la PSD, eu nu l-aș pune pe Florin Cârciumaru. Florin Cârciumaru, candidatul... Constatăm că toți trei pe care i-a spus până acum au ceva în comun. Da. Sporturile de contact până acum, Lupulescu, Liviu Andrei, păi, și Pecingină. Dacă îl punem pe Florin Cârciumaru, bun, haideți pe varianta asta. Cum va fi campania? Nu rezultat. Nu rezultat. Eu vă pot spune... Bine, mai avem pe domnul Rotaru... Și da, și Marian Rotaru. Și uite, Marian Rotaru. Un candidat care trebuie luat în seamă. Exact. De ce amintesc? Pentru că sunt oameni care au ce spune. Adică, vă întreb cum va fi campania, nu rezultatul. Eu vă spun din punctul de vedere al candidatului ALDE. Nu va fi o campanie, așa cum se așteaptă toată lumea, să fie deci nu va fi o campanie murdară, va fi o campanie proșă. S-a transmis mesajul ăsta și în teritoriu. Ah, scuzați-mă, Laurian Stănchescu. Da. Bun, acum, susținut și de M10. Dacă, M10, da. Eu am să vă spun un lucru. Oamenii aceștia probabil că vor avea ce să spună. Eu nu contest acest lucru. Spre deosebire de Florin Cârciumaru, care spune clar ce a făcut și evident vrea să continue ce a început. Așa că aici lucrurile sunt foarte clare și este din nou un mare atu pentru Florin Cârciumaru. Eu vă spun, doamna Gabriela Mladin, și deci, domnul Maior, cred că și dumneavoastră cunoașteți foarte bine acest lucru. Florin în municipiul Târgu Jiu, Florin Cârciumaru va câștiga un nou mandat. Pentru că se bucură într-adevăr de susținerea unor oameni de aici, din Târgu Jiu. Și n-ai ce face, asta e democrația. Asta înseamnă să... Însă, dacă este asta să democrație, exact. A făcut Florin Cârciumaru în multele mandate pe care le-a asta, avut. Dă cu virgulă. Asta va hotărî electoratul. A făcut pentru asta, jumătate de mandat. Asta va hotărî electoratul. Corect, bun, da. Ne-am dorit în 89 un stat democrat în care oamenii se prezintă în fața electoratului și cel care obține cele mai multe voturi se ocupe funcția. Dacă locul stat democrat și libertățile cetățeanului, uitați-vă, chiar acum a fost în Parlament o dispută pe tema asta și a venit ministra Justiției și ne spune că sunt la nivel de teorie libertățile, drepturile și libertățile cetățenești. Și iată, suntem într-un stat democrat, totuși. Campania nu va fi una, zic eu, confortabilă pentru Florin Cârciumaru. Nici de cum. Și am să vă spun de ce. Cu acești candidați. Nu spun da? Că și voi nu... candida sau nu voi candida, pentru că și în campania în care am candidat am încercat să fie cât mai elegantă și să nu am atacul la persoană. Dar așa cum ați sesizat, Florin Cârciumaru a avut 4 mandate la dispoziție. Și în Târgu Jiu sunt multe carențe. Au fost 2 mandate, din punctul meu de vedere, primele 2 mandate de succes, când lucrurile s-au mișcat în Târgu Jiu și dădeam eu exemplu, la un moment dat eu stăteam la etajul 4 și nu aveam apă, țineam apa în cadă și o foloseai cu Ligianu, da? Deci lucrurile astea s-au rezolvat pe parcurs. E, dar ultimele 2 mandate, dacă o să vă luați pliantele de promovare a candidatului Florin Cârciumaru, o să observați că se reiau aceleași lucruri. Sunt curios, aștept în răbdare nou pliant să văd dacă lucrurile astea se vor relua. Într-adevăr, sunt proiecte în desfășurare. Dar foarte lucrurile importante. Foarte importante, dar oricum s-ar fi întâmplat cu orice primar, pentru că sunt treburi gospodărești. Și eu am spus, din punctul meu de vedere, domnul Florin Cârciumaru, eu l-aș folosi în continuare, chiar și când va ieși la pensie sau dacă va pierde acest mandat, în locul domnului Zaharia, sau să facă un cuplu foarte bun la Edilitara. Pentru că, dar îți trebuie și o anumită viziune, în momentul de față, o nouă viziune pentru Târgu Jiu. Am depășit anii 90. Da? Și trebuie să Târgu Jiu arată, a rămas acolo, din punctul meu de vedere. Bun. Octavian Lupulescu, Liviu Andrei,
Marian Rotaru, Gheorghe Pecingină. Chiar aș vrea să-i văd în stați confruntări. Stați că la am luat așa ipotetic. S-ar putea să apară surpriză mult mai plăcută decât Gheorghe Pecingină. Nu e o surpriză. Cu atât mai mare va fi satisfacția că Partidul Social Democrat va câștiga un nou mandat de primar la Târgu Jiu, în condițiile în care e spuneți bun, că... Deci cu atât mai mare... Să fac plăcere, cu Florin Cârciumaru veți câștiga. Primar, dar o să vedeți că în Consiliul Local majoritatea va fi alta. Sau majoritățile bun, se vor discuta. E o altă discuție, discuție și eu vă spun că și în Consiliul Local vom avea... Și pentru că spuneți... Domnul Pecingină, eu am fost foarte atent la votul pe care l-a primit și nu numai eu, colegii mei din organizație, la votul pe care l-a primit Florin Cârciumaru pentru funcția de primar și la votul pe care l-a primit organizația municipală, da? Sunt într-o strânsă legătură. Și cum bine ați sesizat. Contextul, discutăm de un cu totul alt context politic, dar nu s-a schimbat în defavoarea noastră. Eu din potrivă. Deja Florin Cârciumaru, pe toate sondajele care le veți lua, este sub 50%. Deci Florin Cârciumaru a scăzut fără să aibă contracandidat. Deci a scăzut, s-a erodat, Florin Cârciumaru s-a erodat și trebuie să fim realiști. Lucrurile astea nu spun cu răutate. Lucrul ăsta trebuie să le aibă în calcul și PSD-ul și trebuia, cred că și PSD-ul trebuia să-și, și Doamne ferește, și o spun iarăși cu sinceritate, pentru că nu-mi plac să fie scoși competitorii din alte motive decât cele strict politice, corect, să fie scoși din cursă, corect, da? Doamne ferește să iese Florin Cârciumaru din cursă, că o să vedeți ce se întâmplă. O să vedeți ce surprize va avea PSD-ul. N-ați pregătit niciun om care se poată în secunda a doua, așa cum a fost la Consiliul Județean, care se poate să pre... Adrian Tudor, cum? Adrian Tudor, da, va ieși, câți candidați a spus? 4? Va ieși al 6-lea pe, în această competiție. Poate se încadrează aici pe 5% cu... Pentru că pe Adrian Tudor nu-l iubește nici partidul cât îl iubește pe Florin Cârciumaru, pentru că Florin Cârciumaru, partidul e datorul lui Florin Cârciumaru. La Consiliul Județean vom avea aceeași luptă ca la primăria Târgu Jiu? Cred că da, cred că va fi o luptă, sigur, procentele... Nu de procente, deci, vorbesc pur și simplu între PNL și PSD, da. Mai ales dacă iese din joc Ion Călin. Este o foarte mare diferență. Aici discutăm de echipă care intră în exact, competiție. În schimb, la primărie discutăm de persoane. Și de cele mai multe ori, de fapt, intenția de vot se conturează în primul rând pe persoană. La Consiliul Județean discutăm de o listă. Echipă, de o listă, dar într-o legătură directă cu ceea ce înseamnă colegii noștri din teritoriu și cu colegii noștri de la organizația din Târgu Jiu. Dar în același timp, PNL-ul și-a anunțat și cine pe cine dorește exact. În cazul în care vor avea majoritate sau vor încerca să... PNL-ul. PNL-ul, da. Și avem un Dan Vâlceanu care la fel nu este un candidat confortabil. Nu are nicio relevanță. Nu are. Nu. Eu vă spun că... Nu. Eu v-am spus că nu are nicio relevanță. Noi discutăm la Partidul Social Democrat de o echipă. O echipă a Partidului Social Democrat formată din cei care vor fi pe lista de consilieri județeni, dar într-o legătură directă, umbilicală, cu ce înseamnă organizațiile noastre din teritoriu. Președinții de organizații, care de cele mai multe ori sau în marea majoritate a cazurilor sunt primari, care au fost deja anunțați, consilierii locali și, să știți, domnul Gheorghe Pecingin, am fost foarte atent la ce spuneați. Vă dau acum foarte repede la foc automat câteva organizații unde scoatem clar majorități confortabile fără absolut nicio... Păi vă dau două unde scoatem primar. Nicio problemă. Rovinariu și Trăguțești. Nu, discutați la un moment dat de Consiliul Local. Deci lucrurile diferă. Domnule Maioranu, senator, da? Eu v-am spus, după alegerile locale, vom discuta cu mare drag despre alegerile parlamentare. Dacă Partidul Social Democrat, organizația de la Gorj, la momentul acela îmi va cere acest lucru, evident că vom discuta atunci. Până atunci, scuzați-mi repetiția, avem un obiectiv... Că mi-am amintit, așa zicea și domnul Ponta, dacă voi mă vreți, eu vă vreau. Deci, este foarte importantă susținerea teritoriului, este foarte importantă susținerea organizației municipale. Dacă e să luăm în calcul declarațiile președintelui Florin Cărciumaru, ale Aurel Popescu și a colegilor primari, sigur, sunt o persoană care ar putea să discute despre alegerile parlamentare, dar, repet, nu este momentul acum. Obiectivul prioritar este legat de alegerile locale. Da. E posibil Ion Călinoiu, senator? Repet, suntem la momentul în care ne pregătim pentru alegerile locale. După alegerile locale vă stau la dispoziție se și la curent cu toate faptul, indiferent ce se va întâmpla cu Ion Călinoiu, da, că pregătește alt om pentru preluarea Consiliului Județean, pentru ca el să meargă la parlamentare. Și atunci s-ar putea să
Vedem niște lucruri mai complicate pe acolo prin PSD. Și partidul. Și partidul, da. Bun. Probabil și Victor Ponta, da, rămâne stabilit. A anunțat că își dorește... Va deschide probabil lista deputaților. Sigur, la momentul, la momentul acesta decizia este luată. Deci va rămâne la Gorj. La Partidul Social Democrat la Gorj, Victor Ponta. Uite, tot vorbeam de Senat. Okay. Ce ar fi? La Senat e o problemă. Victor Ponta, Călim Popescu, Tăricianu la Gorj, ce da, părere da, aveți da. Pe o alianță, nu? Și Traian Băsescu. Și Traian Băsescu. Da, că tot l-am avut pe Dan Diaconescu. La Senat atunci va fi o problemă cu cine e pe primul loc, da? Pot să vă spun eu? Dian Popescu și am terminat. Nu, la PSD vorbeam. Mulțumesc. Poate că... acolo vom merge în alianță la... Mulțumesc că... Nu vă faceți iluzii. Nu, nu, dumneavoastră să vă faceți iluzii. Eu nu, niciun caz. S-a negociat, știm. Da. Mulțumim, mulțumim tare mult, domnule Andrei Maioreanu, domnule Gheorghe Pecingină. În seara asta, calitatea dumneavoastră a fost așa... Da, cred că încet, încet o să renunțați la invitat permanent, pentru că, da. Iată, deja aveți o calitate funcție. Politică. Exact, într-un partid. Mulțumesc tare mult, doamnelor, domnilor, de luni. Sper să ne întâlnim aici cu Sorin Călugărița. Toate bune!